încercată de către primarul orașului Comănești. Sunt prezenți în sală 12 consilieri și 7 prin intermediul online. Este întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să ia cuvântul. Bună dimineața, vă spun și eu și mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Ședința de astăzi are un singur punct pe ordine de zi. Este vorba de un proiect de hotărâre privind aprobarea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru încheierea contractului de achiziție publică, de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești de Bacău. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții a Salim. Trebuie să vă spun un pic istoric cu acestui proiect. Am depus acest proiect în anul 2020. Parcă mi-aduc aminte, pe 17 septembrie 2020 au venit cu această ofertă irezistibilă, ca să zicem așa, prin care autoritățile locale, pentru prima dată, puteau depune proiecte pe POIM pentru extindere rețelei de gaze naturale. Pe fonduri europene. Pe POIM. Și atunci noi am depus acest proiect pe POIM. Care proiect, în 2020, era valoarea care știm cu toți chiar atunci. La ora aceasta, valoarea proiectului totală este de 439 de miliarde de lei vechi. 43 de milioane, cine nu înțelege lei vechi, trebuie să fie mai mare. 43 de milioane, 980 de mii, 797 de lei. Drept pentru care, la ora aceea era suma. Acum este valoarea aceasta. La ora aceea era 300 și ceva de miliarde. În jur de 300 de miliarde. 39? În tot cazul. Trebuie să facem diferența prin care acum sunt eligibili 35 de miliarde. 353 de miliarde. 586.120 de lei. Și trebuie să suplimentăm de la bugetul local pentru a putea să realizăm acest proiect cu suma de 49 de miliarde, 434.380 de mii de lei. Deci e vorba de aproape 50 de miliarde care trebuie să suplimentăm de la bugetul local. Lei vechi. Lei vechi. Diferența de prețuri de la anul 2020, când s-a depus proiectul, până rămâne pe această limitație. 50 de miliarde. Care să se pune de la bugetul local. Apropo, de ce de ședința trecută, când am venit cu propunerea să facem un împrumut de 35 de miliarde pentru anumite obiective de investiții și acele obiective de investiții erau, se regăsesc sau le realizăm pe fonduri europene și e vorba doar de cofinanțări. Și aici, din 439 de miliarde, din 440 de miliarde, trebuie să punem această sumă. Dar acum suma a mai avut o cofinanțare înainte, acum total suma de cofinanțare este 86 de miliarde. Atât este suma de cofinanțare pentru rețeaua de gaze în cartierul Lăloase, Pan, Luca de Jos, ce mai avem noi în comandă. E bine să știți toate treburile acestea, pentru că sunteți consilieri locali. Dumneavoastră trebuie să fiți ancorați în realitate. Pentru că pe Facebook și pe pagini de socializare se vorbește orice. Poți să scrii orice. Dar ce este concret, real și ancorat în realitate și de la tot ceea ce se face și ce facem noi, se discută aici, în aceste ședințe de consiliu local. Aici se discută, aici se aprobă, aici se finanțează, aici se demarează și așa mai departe. Noi am ajuns cu acest proiect, am trecut de toate etapele. Am trecut și de etapa de licitație, de achiziție, suntem la etapa de contractare
Și ca să putem să contractăm proiectul în totala lui valoare, pe totala lui dimensiune și extinderea în întregime, este vorba de 439 de miliarde. De la 390 ceva cât a fost inițial. Și acum trebuie să venim cu o finanțare 86 de miliarde de lei. Dacă aveți ceva de întrebat, poate domnul Tomița, că locuiește în Lăloaia. Am întrebat. Doamna și mă lori. Da? Deci toată lumea locuiește. Bine, domnule, așa ședințul mai zic și eu. V-am mai spus și vă mai repet. În Elveția, comunitățile locale derulează acele ședințe, ei le zic mini-parlament la comunitatea locală, care emit legi locale, da? Exact cum suntem și noi, legile locale sunt hotărâte de Consiliul Local. Dacă un singur vot din Consiliu, din acel mini-parlament al lor, dacă doar o persoană, doar o persoană se abține sau votează împotrivă, se face referendum. Înseamnă că este un dubiu. Înseamnă că cineva ori n-a înțeles, ori e împotrivă. Și atunci scoate. Dar zic, domne, și câte... Eu știu că aveți 34 de hotărâri de... Zic, și câte hotărâri de astea aveți așa? Și că au 2-3 de ani. Păi au legi de mii de ani. E într-un an de zile, emit 2-3 hotărâri. Atât. Altfel. Totul este bine pus la punct. Noi fiind dumneavoastră, când încep lucrurile astea? Dacă vreți bani. După ce semnăm contractul, noi sperăm că într-o săptămână semnăm contractul, noi o să dăm dispoziția de începere a lucrărilor. Funcție de timp, dacă timpul le permite, ei n-au niciun interes ca să întârzie, să pot apuca imediat de lucru. Dacă cumva vin din sud, probabil că nu o să poată să lucreze. Dacă nu, se pot apuca. O firmă de la București, așa știa. N-a câștigat, cred că. Când are bani, când are, ne-a dat sumă. Da. Deci trebuie să-i aprobăm suma totală ca să putem să-i semnăm contract. Da. Dacă vor fi buni, ce să vă zic? Se miră și unii, ați văzut. Lucrări și lucrări. Constructor și constructor. Unde sunt mai bine organizați? Și proiectul ăsta e... Nu e cea la care vin cu ceaba până în curte. E până la... Păi până la care? Până la branșament. Și branșamentul este tot în cadrul proiectului făcut. Și branșamentul. Pentru că branșamentul v-a costat 2000 de euro. L-a fi costat de fiecare cetățean în parte. Cum am plătit toți. Urmând ca eu, ori del cazul, să vă despăgubească în 50 de ani. Oraș. Aici e banii, nu la... Nu la oameni. Aici e cota de finanțare de gazului. A, cota de finanțare ne-o dă nouă? Păi ne-o dă nouă în situația în care noi le facem branșamentele. Da. Dar altfel le plătea lor, la Sfântul așteaptă. Deci mai e copil. Așa, și nouă tot la Sfântul așteaptă. Deci vă faceți grijă, dar cetățeanul, pentru că sunt familii care nu au drum să-și permită să plătească. Așa are branșamentul, contorul, tot, oricând se poate raporta. Ca să vă spun drept, ca să aveți și dumneavoastră o viziune și mai clară, am dorit să eliminăm centralele de la școlile care le facem acum pe lemn și să punem centrale pe gaze. Așa aș fi dorit. Dar în momentul acesta nu pot face lucrul acesta pentru că nu am... Trebuie să am rețeaua de gaze funcțională și nu pot să fac recepția. Și atunci îi blocăm, îi blocăm. Dar centralele pe gaze au o dimensiune mult, mult mai mică față de centralele pe lemn. Vreau să punem centrale mixte, lemn și peleți.
să poată funcționa oricum. Și atunci, condițiile în care, să zicem, o să ne mai tai gaz, de ce le-o mai tăia sau ce s-o mai întâmpla, să avem și varianta pe LER. De aia recomand și la cetățenii care își fac raportările să nu renunțe la sobile care le-au construite în casă. O lăsă acolo din mobil în casă, vreodată și vreodată, poate mai face un foc. Păi cine știe ce timpul și războaie mai. Da. Domnul președinte, dacă vreți din nou, se supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru încheierea contractului de achiziție publică de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Polonez, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salin. Proiectul de hotărâre a fost prezentat în cadrul comisiilor, a fost prezentat și de domnul primar. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Întrebați și ascultătorii noștri dacă sunt pentru. Da. Vă mulțumim frumos. Vă așteptăm la eveniment. Pe data de 15 avem concert la Cerc de Agrement cu Filarmonica. Pe 2.57 pe alt concert la ora aceea, pe 21 parte de colegi de proletar. După aia pe 30 avem, da, să nu știu. Da, vă mulțumim.